și discutăm și despre președintele României, Klaus Iohannis, care a fost filmat de Recorder în timp ce ignora un jurnalist care l-a întrebat de mai multe ori despre petiția prin care 40.000 de cetățeni cer să desecretizeze costurile cu deplasările pe care le-a făcut. După ce a tratat jurnalistul cu spatele, șeful statului i-a răspuns doar cu un simplu mulțumesc. Vă reamintim că deplasările externe ale președintelui Klaus Iohannis au stârnit o serie de controverse în spațiul public, în contextul în care presa a semnalat că administrația prezidențială a secretizat costurile din bani publici, care includ zboruri cu avioane private de lux. Domnule președinte, 40.000 de cetățeni vă cer desecretizarea cheltuielilor de călătorie. Ce le răspundeți? Sunt 40.000 de e-mail-uri pe care le-ați primit individual. V-au informat consilierii dumneavoastră în legătură cu acest subiect? Mulțumesc. Veți desecretiza aceste contracte? Bună.